Mulțumesc pentru această prezentare care mi se pare exagerată în anumite privințe. Eu am bucuria și onoarea de a vă vorbi în numele familiei Tulumani. Primele mele gânduri sunt gânduri de mulțumită. În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a oferit și ne-a permis acest moment de bucurie, de solidaritate și de gând pios și de unire într-un gând pios închinat celor care au luptat, au suferit și au murit pentru neamul nostru. Mulțumesc apoi tuturor acelora care prin generozitate, prin muncă și prin dăruire au permis ridicarea acestui minunat monument care astăzi s-a înălțat în Șimleul Silvaniei. Mulțumesc, sigur, în primul rând, la primăria Șimleul Silvaniei și la domnul primar. Mulțumesc în mod special și îmi permit să profit de această ocazie pentru a mulțumi părintelui Cristian Borz, parohul greco-catolic din Bădăcin, care, printr-o muncă generoasă, fidelă, a permis ca acest domeniul al Bădăcinului și casa din Bădăcin să nu se dărâme, să nu se prăbușească. Îi mulțumesc. Și mulțumesc tuturor celor care astăzi sunt prezenți aici și se solidarizează în gândul pios și în recunoștința adresată memoriei lui Iuliu Maniu. Să știți că astăzi omagiem nu numai un om, omagiem o viață, o luptă, o dăruire. Au fost mulți critici și dușmani de-a lui Maniu care au făcut o următoare afirmație. Maniu nu a fost om de acțiune, de împliniri. A fost un om care a fost mai bun de opoziție și de a se împotrivi. Această afirmație o consider nedreaptă. Sigur că nu este momentul aici ca să fac o istorie a realizărilor lui Maniu. Îmi permit totuși să subliniez câteva. În primul rând, el a fost unul dintre cei care a militat și a reușit schimbarea strategiei Partidului Național Român dintr-una de pasivitate într-una activă, de luptă, care i-au dus pe românii noștri în Parlamentul din Budapesta. A luptat în Parlamentul din Budapesta ca deputat pentru drepturile românilor și altor minorități care se găseau atunci în Imperiu. A reușit, printr-o muncă asiduă, să fie unul dintre artizanii Unirii din 1918. A fost numit și a organizat adunarea de la 1 decembrie 1918. A fost președintele Consiliului Dirigent, primul guvern românesc al Transilvaniei. Este un lucru aici care nu știu, mai ales tinerii, că acest guvern a fost cel mai greu, cel mai dificil guvern din istoria Transilvaniei, pentru că a fost o opoziție extraordinară din partea maghiarilor. Și vă spun numai un singur amănunt. 80% dintre funcționari de stat au refuzat să facă jurământul pentru români. Și atunci Maniu a fost obligat să iei tot felul de oameni de la țară, de pregătiți și să-i facă funcționari, profesori și pe medici să-i facă profesori universitari și așa. Deci a fost foarte greu, foarte dificil acest lucru. Maniu a fost unul dintre cei care au întemeiat împreună cu Ion Mihalache Partidul Național Țărănesc,
care a fost partidul, fără niciun fel de discuție, partidul fanion al democrației, cu care a luptat și a câștigat o mulțime de bătălii, dintre care două alegeri cu peste 70% din sufragii, unic în istoria noastră. A fost președinte de guvern, de două guverne, 28-29 și 32-33. Din păcate, proiectele care reprezentau o adevărată revoluție, o adevărată reformă administrativă, nu s-au putut duce în împlinire din două motive. Primul motiv a fost criza mondială din 29, iar al doilea motiv a fost dictatura lui Carlo. Înșirând aceste realizări, nu vreau să las impresia că nu apreciez lupta dârză pe care Maniu a dus-o cu toate dictaturile, cu toți asupritorii, cu ilegalitățile, cu minciunile, cu falsurile. Acest lucru i-a adus multă dușmănie și Maniu a fost lider în această luptă și împotriva opresiunii regimurilor austro-ungare și împotriva opresiunii guvernelor maghiare și împotriva liberarilor lui Ionel Brăteanu și împotriva dictaturii lui Carol și împotriva lui Stalin și a cozilor lui de topor din România, care l-au și l-au omorât la Siget. Ei bine, el a fost, deci, prin aceste acțiuni și printre această viață care a dus-o, putem să afirmăm fără niciun fel de reținere că Iuliu Maniu este unul dintre marile modele de om politic și de om de stat pe care națiunea noastră le-a avut. Eu vreau să vă spun astăzi un lucru care poate puțin îl știu. Iuliu Maniu nu a realizat numai cât a trăit. El a lăsat moștenire un tezaur de valori morale, politice, care sunt un adevărat, de o valoare inestimabilă pentru generațiile de astăzi și de mâine. Și aceste lucruri, aceste valori și această moștenire trebuie dată mai departe. Și aceasta este datoria noastră, ca această moștenire să o dăm. Eu nu pot să vă prezint aici toată această bogăție, dar câteva din aceste valori o să vi le spun. În primul rând, el a lăsat o dragoste. O dragoste care l-a condus în toată viața lui. Dragoste față de poporul lui, față de neamul lui, din care a iubit în mod special pe țărani, pe care i-a compătimit pentru suferințele lungi și grele care le-au trăit. Și a iubit cu pasiune familia, a avut un adevărat cult al familiei, care s-a manifestat până la mormintele strămoșilor lui, pe care le-a respectat și le-a cinstit. Un exemplu al acestei dragoste, pentru că asta place, exemplele place, este faptul că în 1901 el a fost chemat la năsăut la patul de moarte al cumnatului său, vicarul Ioan Pop, care i-a spus: Iuliuț, sunt îngrijorat, eu mă duc, ce se va alege de copiii mei? Acești copii erau patru copii: Ionel, Matei, Livia și Clara. Clara avea un an. Și atunci Baniu i-a spus: du-te și adorme liniștit, pentru că eu voi avea grijă de acești copii.
și a fost într-adevăr părintele lor care i-a crescut și i-a făcut oameni și le-a dat familie. Acest lucru, această dragoste, este moștenirea principală pe care ne-a dat. În al doilea rând, Iuliu Maniu, prin întreaga sa activitate, ne-a dovedit că politica trebuie și făcută în cadrul principiilor morale creștine. Acest lucru l-a făcut Maniu în primul rând prin faptul că a pus principiul moralei creștine între principiile Partidului Național Țărănesc. Și a respectat aceste principii ca om politic. Lucru foarte rar în istoria politică noastră. În al treilea rând, Maniu a dovedit prin activitatea sa de o viață întreagă că este posibil ca un om politic să pună întotdeauna interesele poporului, a națiunii, a comunității înaintea oricăror interese personale, de familie sau de grup. Acest lucru este un lucru rar și este foarte rar în istoria politică noastră. Și în sfârșit, un alt lucru care ne l-a lăsat moștenire este o disponibilitate de jertfă. Tineretul de astăzi trebuie să învețe de la această viață capacitatea extraordinară a unui om de a se jertfi. Atunci, bineînțeles, când interesele comunității, ale națiunii, îi le cer, el a fost în stare să se jertfească până în celula din Sighet, unde a murit. E un lucru extraordinar pe care ni l-a lăsat moștenirea și care trebuie să-l spunem acestor tineri care sunt flămânzi de adevăr și flămânzi de dragostea de neam. Ei, acum voi încheia cu un lucru trist. Un lucru trist pe care viața lui Maniu ni-l arată și toți analiștii care le-au studiat viața îl spun. Și anume faptul că Maniu a fost urmărit o viață întreagă de dușmănie. De o dușmănie care uneori a luat și accente de ură. Accente de ură care i-au dus pe dușmanii lui să dorească și să-l omoare. Vă spun aici un lucru care știm noi în familie. Odată Maniu era la Cluj, la Livia Boilă, la casa lui Romul Boilă și mergea la Bădăcin cu o mașină. Și a venit cineva și i-a spus: domnule Maniu, este pregătit un atentat. Sus, da, și să aveți grijă. Și în forma aceasta el a schimbat mașina și a scăpat de acest atentat. Această dușmănie care l-a urmărit o viață întreagă, care este explicația ei? Că sunt tot felul de astfel de... Eu vă spun care este părerea. Sigur că sunt mai multe motive, dar principalul motiv este acela că Maniu a refuzat orice fel de compromis și orice fel de pact cu diavolul. Pact cu diavolul care i-ar fi adus mari foroase. El a refuzat acest lucru și de aceea a fost urmărit de această dușmănie. Iar acum să vă spun un lucru și mai trist. Această dușmănie și după moartea lui se manifestă. Și este un lucru foarte trist. Trist pentru societatea noastră. Nu sunt cât cine are această calitate să facă o judecată, dar eu vă spun realitatea și adevărul. Și vă dau trei exemple de dușmănie. Primul exemplu este o denaturare a istoriei, care a fost și înainte de moartea lui, dar și acum. Denaturare care duce acolo încât este anihilată orice fel de
acțiune benefică a lui Maniu, prezentată viața lui într-o umbră. Este suficient, dacă nu mă credeți, să luați manualele de istorie și să vedeți de școală și să vedeți în ce formă este prezentat Maniu și în ce formă sunt prezentate evenimentele în care el a luat parte. Sau luați discursurile de la sărbările de aniversare și de acum de la 1 decembrie 1908 și veți vedea de câte ori a fost pomenit Maniu și cum a fost Maniu. Și veți vedea că această dușmănie continuă și după moartea lui. Al doilea motiv, al doilea exemplu este faptul că testamentul lui Maniu, testamentul lui un om cum a fost el care a murit în închisoare pentru acest neam, nu este respectat și n-a fost respectat până astăzi, deși el a fost făcut cunoscut public în 1991. Acest testament n-a fost respectat și nu numai că n-a fost respectat, a fost călcat în picioare, pentru că în 1994 i s-au mai rupt din domeniu 4.470 de metri pătrați pentru un motiv ridicol. Zice, aceste terenuri nu sunt nici unde și avem dreptul doi pe liceu. Da, Consiliul Pericei a fost cel care le-a înstrăinat. Când, după 4 ani de la Marea Revoluție, în care adevărul despre comuniști s-a spus, deci Maniu moare în închisoare, omorât pentru că s-a opus comunizării țării și acest proces mincinos îi confiscă averea, iar după 4 ani, în loc să-i se dea averea înapoi moștenitorului legal Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, îi se iau încă din el. Ce dovadă mai vreți mai mult că este urmărit? Că, plus casa. Plus casa care a fost lăsată și a declarat monument istoric încă în 1991, a fost lăsată să se prăbușească. Și dacă n-ar fi fost părintele Cristian Bors, ea s-ar fi prăbușit. Și astăzi mergeți acolo și veți vedea că este susținute cu niște bârne ca să nu se cad. Pentru că până astăzi statul român nu a alocat sumele necesare pentru refacerea acestei case. În al treilea rând și în sfârșit, este faptul că Iisus sau Iuliu Maniu a fost condus la groapa comună, a fost târât pe coridoarele din Sighet, ale închisorii din Sighet, și a fost aruncat în groapa comună. Ei bine, după Revoluție, au existat și există poate și astăzi, care trăiesc dintre cei care l-au îngropat. Era imposibil atunci, și eu spun că este imposibil și astăzi, dacă se vrea să nu fie găsite aceste osemite și să se împlinească dorința lui. Știți ce a spus el? Doresc să aștept învierea morților lângă strămoșii mei din Bădăcin. Ei bine, această dorință n-a fost împlinită de acest stat nici până astăzi. Eu vreau să vă spun că voi face o cerere, s-a mai făcut în 1970 de către mama mea și n-a reușit, voi face încă o dată o cerere astăzi și adresată președintelui țării și să vedem dacă nici până astăzi nu se vor găsi. Și pe cei care doresc să îi scălească și să fie alături de această cerere, să o facă. Doamnelor și domnilor, eu, într-o măsură foarte umilă, am încercat să vă dau câteva frânturi din acest mare adevăr care este viața lui Iuliu Maniu. Sper din toată inima că în curând acest adevăr va fi arătat în plinătatea sa. Și atunci, acest om care a fost numit Părintele Patriei,
va fi ridicat și își va ocupa locul în galeria marilor realizatori de istorie acestui neam. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnului profesor. Cer-ne, Doamne, liniștea uitării peste nesfârșita suferință. Sunt versurile următorului cântec interpretat de către trupa noastră. Așa cum bine le cunoașteți, aceste versuri au fost scrise de către seniorul Corneliu Coposu în închisoarea, probabil, în închisoarea de la Râmnicu Sărat, în timpul acelor ani în care a stat în singurătate. Dar să ascultăm. Găsim acele locuri de îngrijite și părăsite.
Același sentiment, cu siguranță, l-a trăit și autorul următoarei poezii. Este vorba de Părintele Matei Boilă, care sunt sigur că este alături de noi din ceruri, are împreună cu noi pe soția și pe fiul dânsului. Și cu permisiunea dumneavoastră invit pe Cristina, elevă la școala Silvania, care ne va interpreta această poezie scrisă de Părintele Matei Boilă. Iar brazii fac lenegre în templele de nori, se pare că revarsă lumina peste flori. Și razele de lună, ce prin fecet încad, împrăștie mirosul rășinilor de grad. Iar jocul de lumină și umbra de subtei se odihnește veșnic de vechile alei. Conturele luminile pipăi și le ascultă în imnul de tăcere din timpul de demult. Și cum pătrund în lumea dorințelor de ieri, mă vâlie speranța grădinilor de mei. Uneștea lor sfântă, ascunsă undeva, continuă să fie copilăria mea. Marele nostru istoric, Nicolae Iorga, spunea despre Iuliu Maniu: este unul dintre aceia pe care îi poți lăuda. Ce rar lucru! Nu numai pentru ceea ce a făcut, ci pentru tot ceea ce, cu siguranță, va face. În Ardeal a știut oricine că dacă e vorba de a se afla fără greș care e drumul cel drept, n-aveau decât să se uite pe unde merge Iuliu Maniu. Despre contribuția pe care Iuliu Maniu a avut-o la făurirea României Mari, îl invităm pe domnul profesor Silviu Junjan să ne vorbească. Onorate autorități, onorată asistență, manifestările de astăzi, cum s-a văzut și în prezentările realizate anterior, continuă un șir din 1991, când s-a dezvelit bustul omului politic Iuliu Maniu la Bădăcini, manifestările simpozionului din 1993. Sigur că împreună cu toții noi, ca și transilvăneni, noi ca și români, datorăm enorm de mult lui Iuliu Maniu. Datorăm lui Iuliu Maniu, deoarece el a fost într-adevăr un iubitor al neamului românesc și el a luptat pentru unirea Transilvaniei, a Maramureșului, Crișanei, Banatului cu România. Intră în viața politică de tânăr și are în familie descendenți ca Simeon Bănuțiu și Iuliu Coroianu, care luptau pentru cauza românească, este adeptul ideilor Partidului Național Român, care susținea integrarea Transilvaniei mai întâi într-un stat federativ, Austro-Ungaria, egalitatea românilor cu celelalte națiuni, limba română în școală, limba română în biserică, care atunci, sigur, în sfârșitul secolului XIX-lea nu erau doar de domeniul imaginației. În 1904 devine vicepreședinte al Partidului Național Român, o demnitate foarte importantă în ierarhia partidului, venind astfel și fiind factor decizional. În 1908 va protesta pentru distrugerea în plaj a crucii lui Iancu și a unei pietre care aminteau de Revoluția de la 1848. În cuvântarea sa din 1906, după ce a fost ales parlamentar, luptător pentru drepturile românilor în Parlamentul de la Budapesta, a cerut
lămurit pentru votul universal și a promis întregului Parlament, într-o atmosferă deosebită dușmănoasă, a promis că va lupta neobosit, foarte energic, bărbătește pentru drepturile românilor. Fapt care nu l-a dezmințit și care s-a angajat și l-a realizat toată viața. În 1912-13 va negocia cu Bucureștiul, cu regele Ferdinand, cu Ion Brătianu și va ține legătura, apoi va realiza negocieri cu guvernul de la Budapesta pentru drepturile românilor, nerenunțând la nici o idee de a sa, fapt pentru care în 1914 negocierile au fost întrerupte. Izbucnește primul război mondial și deși nu era obligat să meargă de fapt conform legilor pe front, el merge pentru a nu da motiv autorităților să le elimine din viața politică, să le aresteze, merge pe frontul de cum arăta și colegul meu a fost rănit și revine apoi în toamna 1918. Aci demonstrează calitățile sale deosebite de om de stat, de om politic. Organizează mai întâi ca ofițer al regimentului 64 orăștii având sub mână 5.000 de soldați. Organizează ostașii români din Viena pe care îi concentrează adunând până la 150.000 de soldați, spun cifrele istoricii. Continuă cercetările câți ostași români erau sub comanda sa la un moment dat. În negocierile din 1 noiembrie cu baronul Stöger Steiner, ministrul de război la Viena, obține recunoașterea sfatului românesc ca autoritate, menține ordinea în Viena, pe străzile Vienei se auzeau în noiembrie 1918 deșteaptă-te române. Trimite ostași români, tot ca reprezentant al sfatului românesc la Praga, să colaboreze cu Comitetul Național Ceoslovac, ajutându-i și pe ei după ce își proclamaseră Republica, la fel ca și austriecii, ajutându-i să-și organizeze noua viață de stat, adică Republica Ungară și Republica Austriacă, monarhia fiind în acele zile în ultimele ei clipe de respirație. În 27 noiembrie, în ultima zi a sfatului ofițerilor și soldaților români din Viena, promite că în continuare va fi în slujba neamului meu românesc, ceea ce va rămâne până la sfârșitul vieții. Organizează alături de alți fruntași din Partidul Național Român, Partidul Social Democrat, adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie, negociind tot așa cu Viena să se abțină de la orice sabotări și să autoritățile să permită desfășurarea în bună ordine a desfășurării adunării de la Alba Iulia. Adunarea de la Alba Iulia vine după încă o încercare a Republicii Maghiare, a Ungariei, care în concepția încă a autorităților timpului se vroia fi încă Ungaria Mare, când în 13-15 noiembrie la Arad, Maniu pronunță fără echivo dezlibire totală de Ungaria. Încă o dată când a făcut dovada hotărârii sale, rapidității de acțiune și hotărârii de a ne orienta clar noi transilvănenii spre România. Contribuie la redactarea rezoluției de la Alba Iulia din 1918, iar în cuvântarea sa din 1 decembrie cere clar integrarea fără autonomie, integrarea rapidă, integrarea totală în România, cere reformă agrară, cere vot universal, cere de asemenea dreptate socială pentru toate categoriile sociale din Transilvania. Și, bineînțeles, precizează că nu dorim ca din foști asupriți să devenim asupritori, ci să acordăm dreptul tuturor naționalităților conlocuitoare. A doua zi după adunarea de la Alba Iulia este ales președinte a Consiliului Dirigent, practic prim-ministru a tuturor teritoriilor din interiorul Alpului Carpatic, deține și demnitatea de ministru de interne, fapt ce va face să instaureze ordinea și siguranța în Transilvania pentru menținerea vieții și avutului tuturor cetățenilor din Transilvania, fiind ajutat și de Victor de Leu din Pericei, care a fost numit de el secretar în resortul internelor în Consiliul Dirigent. Anul 1919 a fost deosebit de greu. În primul rând, lupta pentru mutarea liniei demarcaționale de pe Mureș, pe aliniamentul
Cluj, aliniamentul satul mare Arad, deoarece maghiare, cei care nu recunoșteau forțele înarmate, gărzile maghiare, se dedau la asasine, se dedau la jafuri. Chiar familia lui Iuliu Maniu, fiind arestată, mama Clara, sora și umvăra său, fiind arestați în aprilie 1919, duși la Budapesta și, într-un schimb de prizonier, se reîntorc abia în 23 mai. După mutarea liniei demarcaționale, vin Revoluția Bolșevică cu Bela Kun în frunte la Budapesta, atacă trupele române, care ripostează într-o ofensivă sfârșit de aprilie, 25 aprilie, 1 mai, frontul ajungând pe Tisa. Astfel, practic, abia după 1 mai putem considera 1919 Transilvania fiind eliberată de trupe bolșevice și de trupe anarhice maghiare. 1919 este un an deosebit de greu, cum arăta și domnul Boilă, și pentru faptul că n-am avut funcționari care au trebuit înlocuiți prin apelul făcut de Maniu ca toți intelectualii, profesori, medici, preoți, să vină, să lupte și să fie alături de nou stat român. Bineînțeles, funcționarii aghiar nu au dorit să depună jurământ față de statul român. De asemenea, revenirea la învățământul românesc, care după sute de ani nu mai era și a trebuit reîntemeiat, și sigur, eforturi deosebite pe parcursul 1919. A fost apoi conferința de pace Maniu, deja din 1919, fiind solicitat chiar de regele Ferdinand să preia șefia guvernului, a refuzat, deoarece erau foarte multe lucruri neclare referitoare la era tratatelor de pace, pe care sigur nu dorea să drepturi acordate prea multe minorităților. În 1919, în Marele Sfat, practic Parlamentul Transilvaniei, în 1900, în august, va face demersurile să fie propusă și legiferată o reformă agrară și o reformă a votului universal, care apoi vor fi legiferate de regele Ferdinand în anul următor. 1920 aduce, după alegerile generale din noiembrie 1919, formarea Parlamentului Unit și, practic, Consiliul Dirigent devine un organism în plus și el va fi desființat prin decret regal în 4 aprilie 1920. În ultima ședință a Consiliului Dirigent, când Maniu va preda puterea Guvernului Regal de la București, va face încă o dată profesiunea sa de credință că va rămâne credincios neamului românesc. Ideile de-a lungul activității politice a lui Maniu sunt următoarele. El a fost în primul rând român, a iubit neamul românesc pentru care a luptat, a considerat că românii au dreptul la libertate, au dreptul la unitate și la egalitate cu celelalte naționalități ale Transilvaniei. A fost un democrat convins, luptând pentru votul universal, luptând pentru luarea deciziilor prin negocieri, prin consens și nu prin compromis. De asemenea, a luptat pentru dreptate socială, pentru ca toate categoriile sociale să aibă o condiție bună din punct de vedere material și din punct de vedere social, cu salarizare corespunzătoare, și agricultorul, și intelectualul, și muncitorul. De asemenea, el a fost, în definiție, un antibolșevic convins. De aceea, trăgându-i se practic soarta și destinul în ultimii ani, menționând doar că în 1919, într-o singură zi, a arestat și a închis 5.000-6.000 de bolșevici, a luptat în campania, a sprijinit armata română, a colaborat cu regele Ferdinand, care era pe front, atât în primăvară, cât și în vara 1919, împotriva bolșevismului, învingând Revoluția Bolșevică din Ungaria, ne dând posibilitatea să se extindă Revoluția, care era în RSS la câteva sute de kilometri de noi, antibolșevismul caracterizându-l toată viața. A refuzat, bineînțeles, să-și ia răspunderea greșelilor făcute de alții, refuzând formarea guvernului atât în 1940, după căderea fruntarilor, când a fost invitat Carol al II-lea să preia președinția guvernului, atât în 1944, chiar de Ion Antonescu, în zilele înaintea semnării armistițiului pe 23 august, și l-a refuzat chiar și pe regele Mihai, că preluarea guvernului în anul
atât în 1940, cât și în 1944, implica cu rămânerea graniței impuse de Stalin, pe Prut, fapt cu care el, ca fost prim-ministru, el ca luptător pentru formarea României mari, nu putea fi de acord. România, prin 1 decembrie, după actul la care a avut un rol determinant și Iuliu Maniu, de la 137.000 km2, cât era înainte de anul 1918, ajunge, dublându-și, mai mult decât dublându-și teritoriul, la 295.000 km2, cuprinzând aproape întreaga suprafață cu teritorii locuite de români în noul stat român. Iuliu Maniu ne este un exemplu. Iuliu Maniu și faptul că, mai ales în campania electorală din 46 și 47 până a fost arestat, apelativul de a fi manist ducea la frică în rândul celor care erau considerați maniști. Sperăm că într-o societate liberă, într-o societate democratică, avându-l pe el ca model și având valorile sale ca model, iubirea de neam, iubirea de familie și organizarea unui stat unitar și democratic, deci avându-i ideile sale ca și model, să sperăm că o să apucăm și zilele în care a fi considerat că ești manist, să nu vină, să nu fie considerat de cel care-i numit cu acest apelativ manist în idei, în acțiune, în demersul faptelor, să nu fie considerat a fi cu conotație negativă. Maniu și-a urmat cu credință, cu perseverență, dând dovadă de calitățile sale cu care l-a înzestrat creatorul, de tact, diplomație, răbdare, perseverență, și-a urmat până la moarte ideile în care a crezut, nefăcând compromisul și crezând cu corectitudine că ideile și acțiunile sale merită, trebuie și sunt demne de a fi urmate de colaboratorii săi și de susținătorii săi. Vă mulțumesc! Îi mulțumim domnului profesor. Sărașul nostru drag a fost binecuvântat de Dumnezeu cu oameni de seamă. Simeon Bărnuțiu, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu. Următorul cântec ne vorbește despre acești oameni. Oameni buni care s-au născut și cu siguranță se vor mai naște pe meleagurile noastre. Invit trupa din nou să ne reprezinte.
Activitatea noastră de astăzi a fost făcută în colaborare cu Direcția pentru Cultură Sălaj, Biblioteca Județeană Sălaj, Muzeul de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Radio Maria. Avem bucuria să avem astăzi alături de noi pe directorii acestor instituții, pe care îi rog să ne împărtășească câteva gânduri. Încep cu doamna director, Doina Cocieș, de la Direcția pentru Cultură. Bună ziua! Emoțiile zilei de astăzi sunt foarte mari. Și pentru noi, cei care venim de fiecare dată și eu cu mare drag, pentru că sunteți o comunitate de oameni faini, dar și pentru dumneavoastră și pentru cei care astăzi, iată, domnul profesor Boilă, au transmis niște lucruri pe care mă bucur că am avut șansa să le auzim. Ziua de azi a fost o lecție de istorie pentru toți. A fost istorie, pentru că, așa cum spune fiecare dată, la Șineu se face istorie. Și pentru asta vreau să-i mulțumesc primarului orașului Șineu, Silvaniei, pentru că este un om deschis spre valorile acestui neam, spre identitatea noastră națională. Vreau să-i mulțumesc domnului secretar de stat din Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru mesajul emoționant pe care l-a transmis din partea ministrului nostru și a dumneavoastră personal și să-i mulțumesc pentru promisiunea făcută. Da, Casa Memorială Iuru Maniu are nevoie de ajutor. Reabilitarea ei trebuie să fie finalizată până la 1 decembrie 2018. Să sărbătorim încă o dată unirea acolo, acasă, la Iuru Maniu. Vă mulțumesc! Probabil ați observat că avem și o expoziție aici, organizată de către Biblioteca Județeană, cu tematica Iuliu Maniu. O rog pe doamna director, Pop Florica, să ne spună și de asta câteva. Or fi multe foarte lume câte n-au ajuns la noi, dar noi știm ce ne învățară cei ce au fost. Și când rostim vorba sfântă, neam și țară, noi străine tresărim. Domnule primar, Septimul Țurcaș, astăzi la Șineu Silvaniei am vibrat. Nu doar eu, ci toți cei care au participat la acest eveniment. Pentru aceasta vă felicităm. Vă felicităm pentru actul onorabil de a reda istoriei dreptatea ei și a aduce pe Iuliu Maniu la Șineu Silvaniei. Felicitări din suflet! De asemenea, alte vibrații speciale am eu la Șineu Silvaniei, și o să le mărturisesc acum. Se întâmplă ca dascălii peste timp să fie depășiți de elevi sau să fie foarte mândri de elevilor. S-a întâmplat ca în primii mei ani de dascăl de limba și literatura română, unul din elevii mei să fie Cristian Borz. Mulțumesc, Cristian! Nu știu dacă la română mi-amintesc și acum câtă dragoste de țară doream să vă transmit. Nu știu dacă un sâmbure de apă vie și de dragoste de neam am reușit să trezesc în tine, dar cred că Dumnezeu te-a trimis aici, la Bădăcin. Era nevoie, era mare nevoie de mult și tu ai venit să împlinești un vis. Vom fi aproape de visul tău ca să devină realitate. Sunt aici colegii mei istorici, cercetători. Ei aduc documentele la lumină. Sunt aici colegii mei de la Centrul de Cultură și Artă, editura Caiete Silvane, care, uite cum, sprijină editarea multor cărți. Toate documentele se adună la Biblioteca Județeană. Iar noi ne facem datoria de a face cărțile să vorbească. Acum nu voi vorbi prea mult, dar vreau să vin cu o propunere pentru dumneavoastră. Ne îndreptăm, într-adevăr, așa cum spunea colegul meu, Marin Pop, și știm cu toții de marele centenar din 2018. Iar Iuliu Maniu a avut un rol extraordinar pentru Unirea cea Mare. Am lansat o propunere în 24 ianuarie la Zalău de a aduce toate personalitățile istoriei care au avut un rol mare pentru idealul național, Marea Unire, să le aducem în scenă, să le facem vii.
Pentru că nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar mai vedem cei care vorbim, că lumea nu este atât de atentă la cifre. Degeaba tot spun eu ce-a făcut eu lui Maniu niște ani sau alții. Poate că nu reușesc să le prindă. Dar am observat și la 24 ianuarie că aducându-l pe domnitorul Ioan Cuza și pe Moș Oroată în scenă, în fața publicului, parcă altfel a fost prins mesajul. De aceea vin cu rugăminte către toți cei prezenți să ne ajutați ca până în 2018 să ne pregătim să fim demn de mare centenar al Unirii. Nu se poate altfel decât împreună. Și am mare încredere și în doamna Maria Bors și în părintele Cristian Bors, pentru că piesa despre Iuli Baniu cu siguranță va fi jucată aici și creată aici la Bădăcin. Vreau să colaborăm și dacă am reține despre Iuli Maniu doar acel gând, uite și aici se potrivește elevul cu profesorul. Chiar la acestea mă gândeam și eu, Cristian. Da? Deci dacă atât am reține că poporul atunci când nu știa unde să se îndrepte, se uita pe unde merge Iuliu Maniu și știa că nu greșește. Deci Iuliu Maniu a fost un mare om de stat, a fost un sfătuitor și un far spre lumină. Să dea Dumnezeu să ne unim gândurile fiecare în locul lui și toți împreună, ca la marele centenar să fie demn toți înaintașii de noi și să ne găsească uniți. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă director. Într-adevăr, doamna director, Florica Poplea, a fost profesoară de limba română în școala generală, era înainte de Revoluție. Și doresc să-i mulțumesc pentru dragostea de neam pe care ne-a transmis-o, dar mai mult, pentru dragostea de carte pe care ne-a transmis-o mie și colegilor mei. Un alt partener în activitatea noastră este Muzeul de Istorie și Artă. Rog pe doamna Corina Vecinariu să ne împărtășească câteva gânduri. Da, vă mulțumesc. Sigur că un eveniment de valorizare a istoriei și a personalităților care au marcat și care au făcut într-adevăr istorie nu se putea fără de noi cei de la muzeu. Avem de fiecare dată deschiderea, disponibilitatea și bucuria de a participa și de a susține științific aceste evenimente. Ați văzut ce înseamnă din prezentarea colegului meu, ce înseamnă munca de cercetător. Evident că niciun eveniment de valorizare, a ne pune în valoare identitatea nu se poate fără munca acestor cercetători, fără munca asiduă. Sunt zile, ani de documentare în arhive, ani de documentare în teren și este foarte important ca munca noastră să nu rămână doar în arhivele și în lucrările noastre de specialitate. Este foarte important să ajungă către dumneavoastră în asemenea momente și sigur în multe altele. Dar pentru că s-a vorbit aici despre o personalitate marcantă a istoriei noastre, s-a vorbit mult, s-a vorbit documentat, aș vrea să reținem următorul lucru. Istoria înseamnă, sau identitatea națională, pentru că tot avem în titulatura ministerului nostru identitatea națională, înseamnă, dincolo de cuvinte, dincolo de discursuri frumoase, documentate, emoționante de foarte multe ori, înseamnă patrimoniu cultural. Aceasta este prima noastră obligație pentru cei care au fost înaintea noastră și pentru cei care vor veni după noi. Și aici poate că merită încă o dată subliniată dragostea, implicarea, dăruirea, nici nu știu exact cum să-i spun, a părintelui Bors, care face eforturi înzecite pentru ce înseamnă de altfel Bădăcinul și eforturi care nu trebuie să rămână singulare, ci care trebuie susținute. Sigur că nu este, din păcate, singura situație, avem foarte multe de recuperat, avem foarte mult de investit, de susținut în ceea ce înseamnă patrimoniul cultural. Dar dacă noi nu avem grijă de ele și dacă nu ne trezim măcar în al 12-lea ceas să le salvăm,
Gândiți-vă ce vor spune cei care vor veni după noi și cum ne vor judeca. Și atunci va fi foarte greu, extrem de greu, ca după ce vorbim de asemenea personalități, să ne referim la ceea ce am făcut noi pentru cei care vor veni. De aceea, cred, tot mai mult, avem nevoie de exemple, dar avem nevoie ca aceste exemple să se regăsească în acțiunea noastră de astăzi, în a face ceva, nu doar a vorbi despre ce au făcut înaintașii noștri, iar a face ceva în acest moment, și sigur, din perspectiva zonei de care noi ne ocupăm, înseamnă a ne salva la propriu patrimoniu, pentru că nu vom mai avea ce să, sau cei care vor veni după noi nu vor avea despre cine și ce să povestească. De aceea vă îndemn pe fiecare să ne fiți alături și sigur pe cei care au competențe și responsabilitate în zona aceasta să încercăm într-adevăr să fim mult mai prezenți și mult mai consistenți în acțiunile noastre de salvare și de punere în valoarea patrimoniului. Mulțumesc! Sper că și pentru dumneavoastră au fost momente, hai să-i spunem, de bucurie. N-aș folosi termen foarte pretențioși și sigur mă bucur că în fiecare an am ocazia să trăiesc 2 ore de bucurie și de înălțare sufletească. Mulțumesc! Invităm pe domnule director Daniel Sănuca, de la Centrul de Cultură și Artă, județul Isălaj. Să ascultăm de liniștea cuvintelor, să avem echilibru, să fim implicați. Am plâns prea mult de-a lungul istoriei noastre și cred că ar fi bine să ne mai și bucurăm, să ne respectăm între noi, să-i apreciem pe cei cu adevărat valoroși, să avem încredere în valorile neamului și să fim români. Vă mulțumesc! Iată, ne ajungi aproape de finalul activității noastre. Sigur, dacă mai există doritori, care urmează. Domnul Ton Criste este președintele PNCCD Sălaj. Bună ziua! Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Ton Criste din Valcău, unde sunt și consilier local. S-au spus atât de multe lucruri despre Iuliu Maniu, încât cu greu aș putea să aduc ceva original, ceva inedit. Eu însă mi-am făcut un articol în urmă cu vreo deja 20 de ani atunci despre Sfinții de Lămbădăcini. În urma acelui articol, o persoană care acum se află în sală, se știe dânsa, m-a sunat și m-a felicitat și nu mai contenea să-mi spună cât este de încântată de acel articol. Deși, sincer, nu cred că meritam nicio laudă pentru că am scris mai mult generalități. În ultimii ani, istorie și cercetători, în diferitele lor săpături, în diferite arhive, scot la iveală tot mai multe elemente care vin împreună cu lucrurile pe care le știam deja să ne confirme un om copleșitor, o personalitate copleșitoare, atât de copleșitor încât pentru noi, naționali țărăniști de astăzi, ne vine greu să spunem că suntem urmașii lui. Și cred că, decât să spunem, ar fi mai bine să facem. Știm că testamentul marilor sălăjeni Coposu și Maniu a fost nu lăsați partidul să moară. O să încercăm. Asta ar trebui să fie pentru noi ca a 11-a poruncă. Un sfânt, Giuseppe Angelo Roncalli, spunea că oamenii sunt ca și vinul. Acesta era Papa Ioan al 23-lea. Oamenii sunt ca și vinul. Odată cu trecerea timpului, ori devin mai buni, ori se oțetesc. O să încercăm, după umilele noastre puteri, să devenim vin bun.
Mă bucur de aceste evenimente, nu pot decât să ne bucure când oameni politici din diferite partide, din cât mai multe partide, împărtășesc ideile Marelui Maniu. Mulțumim organizatorilor, am fost alături de Părintele Bors încă o dată după omilele noastre puteri și o să rămânem și pe mai departe. Vă mulțumim! Mulțumim! Dacă mai este și altcineva, domnul doctor Liviu Gărbea. Deci mă și înregistrează. Nu rău. Și el. S-a mai întâmplat asta și aș aduce aminte, în primul rând, stimate autorități, stimați confrați și colegi benețiști, care mai suntem. Apropo de înregistrare, aș vrea să-i aduc aminte lui Sertimiu că în 2014 m-am provocat la bădăcini. Să spun și eu ceva. Și am spus de așa manieră încât după două săptămâni m-am trezit cu o anchetă ca să aflu că pentru motive politice și religioase și nu în urma unei decizii luate într-o sală de judecată de la restaurantul Hanul Dumeților din Zalău, am primit și eticheta de corupt. Ăsta. Nu știu dacă Maniu, în cazul ăsta, s-ar putea mândri cu mine, dar eu sunt liniștit. Și aici, și aici. Bun. Zicea domnul doctor Ioan Boilă despre ura care a fost și care și astăzi dăinuie în ceea ce îl privește pe Iuliu Maniu. Eu sunt la această întâlnire cu foarte mulți prieteni și cu țărăniști din alte partide, vorba lui Septimiu Surca și ca variantă creștin-democrată din Partidul Național Liberal, sunt cu două junghiuri și o spun cu maximă sinceritate. Și astăzi. Peste un an vor fi 100 de când la Alba Iulia cele două biserici surori erau împreună, făceau liturghie împreună, se rugau împreună și se îmbrățișau. Și ridicau parastase împreună. Nu voi înțelege nici când o închide ochii de ce nu se poate, măcar dacă s-ar putea după 100 de ani de la Alba Iulia. Și al doilea junghi, imens, pomenea Tomi. Corneliu Coposu a spus că cea de-a 11-a poruncă a decalogului românesc este readucerea Basarabiei în hotarele României Mare. Și eu, cu puținele mele talente, mai importante decât acelea de a-mi face prieten pe stil vechi, ca să zic așa, am să spun următoarele. După 1990 am avut un prim președinte în legătură cu care există documente semnate de deputați din Chișinău, unde se spunea cam așa: dacă nu vă veți amesteca în problemele noastre politice și de administrație, nu vom solicita niciodată Basarabia. Al doilea președinte, care culmea s-a născut în Basarabia, n-a pus niciodată această problemă. Al treilea președinte, care a făcut foarte multe nezbâtii în interior, dar cel puțin în exterior a încercat să ne țină într-o priză a unionismului, n-a reușit să facă nici el prea mult. Și a venit al patrulea, care s-ar putea să ne integreze prin anumite gesturi pe care nu le face, să ne înțelegem, să ne integreze sub pălăria
unui președinte care se poate chema chiar și Dodon. Iertați-mă, am trecut și eu prin câteva pagini și prin câteva cărți. Este un mod astăzi de practicare a trădării naționale care pentru mine, la vârsta pe care o am și nici moartea nu prea mai are ce să-mi facă, am să spun aceste lucruri. Este înfiorător și îmi pare foarte rău că într-un anume fel ne îndreptăm pas cu pas spre a ne rupe. Dacă unii vorbesc țara mea, poporul meu, românii mei, eu m-aș bucura dacă aș putea fi măcar cât de cât al lui Maniu și a ce-a lăsat el și urmașul lui de valoare, Corneliu Coposu, prin testamentele lor. Mi-aș dori din tot sufletul, punând punct intervenției mele, ca la împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, din 1 decembrie 1918, să fim măcar cât suntem acum. Pentru că în modul în care merg lucrurile, eu n-aș vrea să mă trezesc niciodată între acei români care unii se pot numi Schweinhofer sau alte nume care au foarte mare grijă de noi pentru a ne lăsa cât se poate de sărăciți. Și nu mă refer doar la cele materiale, ci și la cele spirituale. Cinste domnului secretar de stat, cinste deputaților, cinste în mod deosebit, o spun asta, și știi, Septimiu, că nu sunt un om care știu să gândil și nici să fiu slugarnic, cinste pentru ceea ce ați făcut astăzi. Poate că această statuie să mai rămână ca un argument peste timp pentru cele făcute de Maniu și de ceea ce a gândit el. Iar legat de, cu toată deferența, o spun. Și iertați-mă, n-aș vrea să meșteșujez vorbe legat de Părintele Cristian Borsă. Este uluitor. Dar stau și mă gândesc. După 1989, ce a putut să fie mintea unor români care au avut în mână hotărâri, demersuri, destine și așa departe, să lase să se prăbușească o asemenea istorie. Îmi pare rău să o spun. Indiferent de consecințe. Au făcut-o deliberat. Și țara. Și astăzi o fac deliberat. Și Septimiu, îmi pare foarte rău că trebuie să-ți dau dreptate, inclusiv unii dintre cei care am crezut că suntem împreună. În aceeași matcă politică. Și în același drum, și în aceeași credință, și în aceeași direcție. Ca atare, să ne ajute Dumnezeu să rămânem măcar cât suntem, dar și granițe, și să nu uităm, cu părere de rău spun și asta, adică astea două. L-aș invoca pe Eminescu. Una dintre cele mai grele atmosfere care pot să apese asupra unui neam este nulitatea recompensată. Și apropo de făcut rău și de dușmănie, domnule doctor Boilă, că ne-am întâlnit în atâtea întâmplări și locuri de dezbateri politice cu primarul din Băsești și așa departe, apropo de aruncat cu noroi unii între alții, sunt într-adevăr ca și cărbunele unii.
Dacă nu pot să te ardă, te murdăresc. Să dea Dumnezeu ca la întâlnirea care o să fie în rotunjimea a ceea ce a însemnat 1 decembrie 1918, să ne găsească un pic mai buni, un pic mai apropiați și chiar un pic mai mult români. Mulțumesc mult! Vă cer scuze, numai 3 secunde de la asta. Am aici, din campaniile electorale și cu doctorul Boilă, am una care a deschis pârtia politică pentru Septimiu Țurcaș. Cu țiganii? Da, este o poză din campania electorală din Pusta Vale, unde Septimiu Țurcaș, ca să fie cât mai convingător, a avut și cămașa adecvată. Încadrată în... Da. Mulțumim domnului doctor, domnul primar de la Păsești. Lăudați să fie Iisus! Am venit astăzi aici la dumneavoastră, așa cum o fac de mulți ani, pentru a vă aduce salutul nostru dintr-un alt centru de rezistență a românismului din Băsești. Așa după cum este cunoscut, președinția Partidului Național Român a fost luată de către Iuliu Maniu după moartea lui George Pop de Băsești. George Pop de Băsești a fost unul dintre mentorii lui Iuliu Maniu. Maniu spunea, mergeam la Băsești ca la Mecca română. Venea la Băsești de Sfântă Mărie Mică, de regulat mergea acolo. George Pop în 1918 avea 84 de ani. Nimeni nu se aștepta să ajungă la Alba Iulia. Primul pe care l-a întâlnit acolo a fost Iuliu Maniu. Iuliu Maniu îi spune: bine că ai venit, bade George, că nu știm ce de făceam fără dumneata. Și atunci erau animozități. Și atunci era mare concurență cine va intra în istorie citind Actul Unirii. Iar acela a fost George Pop de Băsești, a fost ales președintele adunării de la Alba Iulia și președintele Marelui Sfat Național. Acolo s-au ales 200 de membri din toate zonele românești, Marele Sfat Național, un fel de parlament până la integrarea definitivă în România, iar președinte a fost ales George Pop de Băsești. Iar Iuliu Maniu s-a ales președintele Consiliului Dirigent, deci prim-ministru Ardealului până la integrarea definitivă. Și noi suntem la Băsești, în acea situație, ca și la Bădăcini, cu Casa Memorială, e un mic castel acolo. Am mai făcut câte ceva, și casa de la Băsești a fost salvată ca prin minune. Și acolo a fost unul din marile centre, de fapt, centru de greutate, a fost acolo până la preluarea partidului de către Iuliu Maniu, când s-a mutat de la Băsești la Bădăcini, la Șimleu. Nicolae Iorga spunea de casa de la Băsești, că acolo era nu de puține ori guvernul provizoriu Ardealului, iar istoricii, majoritatea și cei care se ocupă de aceste lucruri, spun că Băsești, în acea perioadă, era a doua localitate după Blaj ca valoare spirituală. Cu ochii spre centenar, mă adresez de președinta PNS-ului din Sălaj, este deviza Partidului Național Țărădesc din Maramureș, în care reactivez, în calitate de prim vicepreședinte, cu ochii spre centenar. O șansă extraordinară pentru a
ca peste 2 ani și nu numai, în perioada de premeditare, Partidul Național Țărănesc să iasă iar la lumină, pentru că nu se poate vorbi de istoria românești de perioada 2018, fără Simeon Bărnuțiu, fără George Popie Băsești, fără Iuliu Maniu, fără Corneliu Coposu, fără Vasile Lucaciu, fără alți mari patrioți români. Eu vă mulțumesc și felicitări pentru tot ce faceți aici. Mulțumim, domnului primar. Este cazul să ne oprim aici, deoarece timpul este foarte înaintat. O de altă, dar noi preoții n-am mâncat de seară, este ora așa. Înainte de a mulțumi organizatorilor, aș vrea să vă rog un lucru. Am auzit de multe ori pomenindu-se numele meu astăzi. Vă mărturisesc că fac eforturi foarte mari să nu cad în păcatul mândriei. Dacă o să continuați așa, o să mă aveți pe conștiință. Puterile mele sunt limitate. Am spus de foarte multe ori că aceasta este jertfa mea, pe care vreau să o ofer cu inima deschisă. Și vreau să rămân așa, ca o jertfă pe care eu o ofer în memoria acestui om politic pe care eu îl admir foarte mult. Mulțumesc organizatorilor pentru această frumoasă sărbătoare. Îi mulțumim domnului secretar de stat pentru timpul pe care și l-a oferit ca să fie împreună cu noi, domnului deputat, domnilor directori, doamnelor directori, dumneavoastră, tuturor. Aș vrea să-l salut, nu știu dacă mai este aici. Avem un tânăr care a venit din Germania pentru evenimentul de astăzi. Este Marius Andrei, dar cred că a plecat pentru că mine dimineața are avion și se reîntoarce. Vă mulțumim, suntem așteptați cu toții la castel.